Momentul în care cei doi soți au fost împușcați cu sânge rece într-o parcare din apropierea unui bloc de locuit a fost surprins de o cameră de supraveghere. Din imagini se vede cum doi indivizi se apropie de cuplu, iar apoi deschid focul. Presa rusă scrie că tânăra de 22 de ani este moldoveancă și că a fost împușcată de două ori în regiunea capului. Soțul ei de 27 de ani a primit mai multe gloanțe. Ambii au murit până la venirea medicilor. Vecinii au povestit jurnaliștilor ruși că au auzit împușcături și strigăte. Короткий крик, женский. То ли женский, то ли мужской такой, знаешь, как, ну, последний вздох. Район у нас как бы такой опасный, поэтому, в общем, бывает, там, балуются, там, мало ли, это петарды, я не знаю, там, не понял сначала, это пугача, там, или что-то в этом духе. А тут? Но был крик прям, то есть вот крик человека такой прям мужской. Атакаторы au tras mai întâi în bărbat, iar tânăr ar fi încercat să scape, însă nu a reușit. Девушка лежала уже там, пол уже лежала, скорее всего, она может... Из машины выбежала и хотела сбежать. Era ora 2 noaptea când indivizii au tras în victime și au fugit de la fața locului cu un automobil de culoare albă. Potrivit poliției, nu se știe deocamdată care este motivul crimei. Este examinată versiunea unui omor la comandă, tânărul fiind inginer de succes într-o companie internațională, iar recent acesta și-a deschis o afacere. Oamenii legii au pornit o cauză penală pentru omor și deținerea ilegală de arme. Ministerul Afacerilor Externe de la noi deocamdată nu a putut confirma dacă tânăra este moldoveancă. Totodată, ambasada Moldovei la Moscova a început demersurile în acest sens, iar în caz de necesitate, rudele victimei vor primi asistență.